dincolo de ea se afla tărâmul ignoranței, unde toți oamenii erau preocupați de ceva nou. Aceștia sunt ferii responsabili cu focul și pompierul, adică pompierul nostru. De un timp mă aflu și eu aici, mă numesc Baba Alina, sau cum îmi spun ceilalți, Baba Alina. Povestea începe într-o dimineață frumoasă la castelul Princesei. Azi am avut poftă de niște ouă, așa că am fiert câteva, dar a fost foarte greu de curățat. Feri, Feri. Așa, Feri, dă foc. Acesta este probabil Feri cu savantul Sava, care întotdeauna se ține de mine. Scuze, am fost doar o glumă, uite, s-am pierdut altul, că doar avem destule găini. În palat, la loc de cinstie, s-a aflat un vas cu apă. Unde acolo era un cristal foarte frumos. Lumea știa că n-ai voie să-l atingi, dar tot timpul se gătea câte un curios sau o curioasă, mai ales printre cei tineri. Ia să vedem care e treaba cu acest cristal. Dar oare de ce îl țin sub apă? Aduceți recipientul pe care scrie O-T-E-T. De un timp, locuitorii din Țara Științei a descoperit sunetele fantastice ale tuburilor. Cânta și chiar comunicau cu ele. Sava, savantule! N-ai vreo idee cum s-ar putea aduna toate aceste tuburi la un loc? Sava, savantule, n-ai vreo idee? Mai Sava, n-ai? Asta este. N-ai. Uite, mini n-ai și maxi n-ai. Instalațiile noastre de vedere, la distanță ne arată că prințul verde al noastră se îndreaptă către noi. Fiecare soldat are o sabie, iar prințul poartă un buzdugan foarte mare pe umăr. Sunați adunarea! Acum pe mine vă rog să mă scuzați, am primit o veste și trebuie să plec. Locuitori ai Țării Științei, noi suntem un popor pașnic, însă noi nu avem armată. Trebuie să ne gândim cum am putea să ne apărăm.
Eu am o idee. Am putea să-i facem să creadă că aceste tărâmuri sunt fermecate. Poate așa nu ne vor mai atâta. Bună idee. Așa vom face. Poate se vor sperea de bananele astea mari și uriașe. Erwin. Cade pe voi. Hai grijă acolo. Atenție aici, băi. Eu știu cum să procedez ca din gura statuii noastre să iasă spumă groasă și urâtă. Lai, robăniu. Nu, 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 Soldați călare care minte multă n-are, mai
noi suntem soldați, călare care minte multă n-are. Mai deștept noi vrem să fim, capul să ne-l folosim. Am venit să vă vedem, noi o viață nouă vrem. Prințule din țara vecină, de ce ne-a nevoit ta? Noi nu v-am făcut niciun rău. De ce ne-a atacat? Noi nu vă atacăm, noi am venit cu gânduri pașnice. Cum nu? Văd aici aceiași soldați, fiecare are câteva de mână. Acestea nu sunt săbii, sunt chilini și fluiere. Ia cântați, hai să cântăm ceva, băieți. Dar să-i spus prințesă, să ne spus că nouă de multe au schimbat săbile, pătilini și fluiere. Asunică! Aceasta este țeava turnalului nostru pe care a transformat-o într-o filincă uriașă, care sunetul ei se aude peste mări și țări. Acesta este darul meu pentru tine. Dar aceasta este floarea păcii și a înțelepciunii. Și a iubirii. Văd că intențiile voastre chiar sunt pașnice. Acum de ce ați venit? Prințesă, e o perioadă, am locuit aici la curtea ta și am văzut ce bine și frumos trăiți în cunoaștere și pace. Așa că am hotărât ca și poporul meu să trăiască la fel. Așa că l-am adus să se convingă și el la fața locului. Ai trăit aici în palatul meu, dar cine ești tu? Tu ești Baba Lina! Da, eu sunt. De aceea nu v-ați speria de încercări de noastre, pentru că tu ne știai toate trucurile. Numele meu este Alin, sau cum spun ceilalți, Alin Delon. Eu de aceea m-am speriat, pentru că știam trucurile voastre. Dar de multe ori băieții mei erau alb ca varul. Așa-i, băieți? Comedia noastră are un final fericit, așa și cum trebuie. Prințesa Prinții și Prințul Alin de Lund s-au plăcut și după un timp s-au căsătorit. Iar la nunta lor, vă dați seama ce muzică a fost cu aceștia cântăreți. Cele două țări s-au unit. Cei dintre rămân ignoranți și au dat seama că este mult mai bine să știi decât să fii ignorant. Veselie mare! Vă mulțumim pentru răbdare, ne scuzați pentru micile defecțiuni, dar atât am putut să facem noi, să încercăm să facem ceva mai altfel decât s-a făcut până acum. Vă mulțumim și vă așteptăm la anul, poate facem ceva mai interesant.